weekendul viitor. O primă acțiune bună, o primă acțiune periculoasă a trupei gazdă. Este penalti. Este penalti, minutul 2, oferit de călățeanul Adrian Viorel Cojocaru la această cădere. Meciul începe cum nu se poate mai bine pentru echipa lui Robert Ilieș. Acțiune în viteză, acțiune care aduce acest contact în careul lui Ștefan Crel, iar Adrian Cojocaru încearcă să explice capitanului Azdren Lulacu decizia de a oferi gazdelor acest penalti. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Da, foarte, foarte riscant ce face ucraineanul Taraduda. Îl împinge pe Ervin Bacoș și iată-l pe Richard Elena în imagine, atacantul gazdelor față în față cu Ștefan Crel. Decizie extrem, extrem de importantă. Cixere Damier Cureaciuc poate marca de vreme în meci din acest penalti oferit de arbitrul Adrian Cojocaru. Tot la această oră în desfășurare și meciul dintre Progresul Spartac și Unirea Slobozia este 0-2, dar ne concentrăm aici, este gol! Execuție cu stângul, imparabilă, Cixere Damier Cureaciuc, Ceahlăul Piatra Neamț, în minutul 3, 1-0, gol marcat din penalti, bucurie de nedescris în spațiul tehnic al harghitenilor. N-au apucat să se așeze bine în ghete băieții lui Cristi Pustai și sunt deja conduși aici la Miel Cureaciuc. Richard Elena ajunge la al treilea gol în această stagiune, cel mai bun marcator al formației gazdă. În imagine, Robert Ilieș, da, conștient că meciul de-abia de acum începe, da, pleacă bine pe plonjon, ghicește austriacul Crel, însă este aproape imposibil să devieze, să atingă acea minge. Execuție sigură. Se reia jocul, de așteptată reacția Ceahlăului. La fază bună, Azdren Lulacu pentru Ceahlăul. Lulacu încearcă poarta, greșeală mare, dar este fault la Silar Ghenghe. Ceva probleme pentru golkeeperul trupei gazdă, care recepționează acolo o lovitură. N-a reușit să rețină acel balon din prima. Sergio Corteleții a urmărit, dar întârzie la reluare. Fază promițătoare pentru echipa lui Cristi Pustai. Ceahlăul putea marca, putea reveni în meci. Da, în acest moment, Cixere Damier Cureaciuc, iată, forțează și apare o nouă execuție. Ștefan Crel este atent. Este atent, este pe traiectoria acelui balon. Minutul 14. Cea mai bună șansă după golul marcat de formația lui Ilieș din lovitură de la 11 metri. Sufește greșit faza și vine șansa din nou pentru Cixere Damier Cureaciuc. Iată gol! Ca la antrenament, incredibil. Incredibil apărarea Ceahlăului, corigentă. Nu ia notă de trecere. Minutul 23. Unde erau oamenii din apărarea Ceahlăului? Cât de ușor a putut să avanseze Richard Elena. Dublă pentru atacantul celor de la Cixere Damier Cureaciuc. Cât de simplu pare fotbalul. Cât de simplu pare fotbalul. Robert Ilieș nu are forța să se bucure. Rămâne echilibrat antrenorul celor de la Cixere. 2-0. Minutul 23. Iată harghitenii au reacție, profită, totul pleacă de la eroarea lui Matei Moraru în jumătatea adversă, în profunzime. Acest Richard Elena face ce vrea, îl depășește pe Acasi și îl învinge pe Ștefan Crel. Este faul de galben. Este faul de galben aici, al treilea avertisment deja. Și este al doilea. Și iată ce se întâmplă. Iată ce se întâmplă. Attila Ciuroș pleacă la vestiare. Moment psihologic extrem de important la Miel Cureaciuc. Să face o asemenea tâmpenie ireal.
când știi că ai un cartonaș galben pe care l-ai primit în meci, ai avantaj, nu de un gol, de două goluri, de ce trebuie să comiți un astfel de fault, contraatacul fiind de-abia în fază incipientă? Da. Înțelepciune 0. Ciuroș pleacă la vestiare, colțul terenului. Oltean îi retrimite lui Patrick Petre spațiu de manevră. Centrarea lui Patrick Petre, o nouă pasă ratată și vine execuția lui Matei Moraru. Dezamăgitoare. Matei Moraru se lasă pe spate, nu știu, probabil că i-a sărit balonul. A avut acolo posibilitatea. Aici, iată bară! Incredibilă execuție. Scapă Stefan Krell, Robert Ilieș, căruia nu-i vine a crede cât de aproape a fost echipa sa să marcheze pentru 3-0. Și ce bijuterie de gol am fi avut în acest Csíkszereda Miercurea Ciuc Ciaclăul Piatra Neamț, minutul 72. Ar fi fost golul sezonului din eșalonul secund. De la mijlocul terenului, excelent trimis balonul. Da, excelent. Anderson. Excelent meci făcut de brazilian. Și ce gol putea marca. Este ocazie de 3-0. Anderson aruncă balonul perfect în șasele Ciaclăului. Intervenție formidabilă, Stefan Krell. Ciaclăul obține repunerea de la margine. Ultimele 9 minute din cele 90 regulamentare. Presiunea apasă destul de serios pe umerii Ciaclăului. A venit bine acolo la finalizare Claudiu Apro. Apuneam, Patrick Petre este unul dintre puținii oameni ai Ciaclăului care au încercat ceva în acest meci. Ia să vedem execuția lui Denis Taraduda, ucraineanul cu stângul pe mijlocul porții, însă are timp, preia. Iată, chiar poate să-și mărească diferența la 3-0. Contraatac nimicitor, însă la această fază Gabor Macrai își arată limitele. Ciaclăul a renunțat complet la defensivă, a neglijat complet apărarea. Apare această șansă, iar intervenția este una formidabilă a austriacului Stefan Krell. Echipa mai bună în această partidă. Iată ce șansă! Și din 6 metri se termină, din 6 metri, incredibil, Cristin Jalbă nu nimerește poarta. Cu o mare ocazie de gol pentru Ciaclăul se termină acest meci finală de la Miercurea Ciuc, iar echipa lui Robert Ilieș este în play-off-ul Ligii Secunde. Aceasta este ultima acțiune a partidei și iată-l pe Jalbă singur cum trimite pe lângă poarta lui Silar Genghe. 2-0, dubla lui Richard Jelena, iată, face diferența. Consternat, dezamăgit, fără reacție, Cristi Pustai.